Asociația de sudură din România, în colaborare cu Universitatea Politehnică Timișoara, organizează în zilele de 18-19 aprilie la Facultatea de Mecanică a UPT Conferința Sudură 2024, manifestarea adresată specialiștilor din industrie, cercetare și învățământ superior. Tematica conferinței este bazată pe noutățile privind dezvoltarea procedeelor, materialelor și aplicațiilor industriale din domeniul sudurii. Printre obiectivele dorite se numără robotizarea și inteligența artificială în domeniul sudurii, Sudării, informatizare și digitalizare în domeniul sudării, și design și artă în ingineria sudării. Programul conferinței include o secțiune tehnico-comercială, precum și expoziția Artă sudată. Deschiderea oficială a conferinței și sesiunea plenară vor avea loc joi, 18 aprilie, începând cu ora 9.30 în Anfiteatrul N110 al Facultății de Mecanică. Pe tot parcursul conferinței vor fi exponate de la Galați, Cluj și Timișoara. Lucrările incluse în programul conferinței vor fi publicate într-un volum care se va distribui participanților pe suport electronic.